În cazul acestei centrale Imergas Eolostar, în momentul în care putem observa că avem o eroare, dacă nu știm exact ce înseamnă această eroare, deși la o simplă căutare pe Google presupun că o să găsim foarte repede eroarea, atâta timp cât ea se aprinde, din senin nu poate fi ceva grav. Și primul lucru la care putem să ne uităm este manometru și vedem că aceasta nu este între 0,8 și 1,2. Dacă nu știm lucrul ăsta neapărat, primul și în primul rând putem observa dacă avem gaz. Și atunci aprindem un ochi, vedem că gaz avem, totuși atunci când pornim apa, centrala nu pornește. În cazul de față, văzând manometru că este sub nivel, pentru a remedia problema, trebuie să-i adăugăm apă. Ca să-i adăugăm apă, trebuie să mergem sub centrală, undeva are un robinet. Aici. Și începem să răsucim de el. Se aude un zgomot și deja s-a auzit și un clank. Acel clank ne spune că acum centrala trebuie să funcționeze și eroarea a dispărut automat. Strângem robinetul pentru că nu vrem să punem mai multă apă decât este necesar. Iar acum, dacă vom da drumul la apă, centrala a pornit. Așadar, așa putem adăuga apă unei centrale Imergas Eolostar și aceasta este eroarea care o să ne prezinte în momentul în care are nevoie de apă. Acest tip de problemă poate să apară nu numai la acest tip de centrală, ci la orice centrală. Orice centrală ar trebui să aibă un manometru și orice centrală ar trebui să aibă un robinet pe unde trebuie să adăugăm apă. Totuși, în cazul de față, vorbim despre Imergas Eolostar. Sper că aceste informații v-au fost utile. Iar până data viitoare, când vom aștepta din nou pe canalul nostru, poate și cu alte proiecte interesante, vă dorim toate cele bune, numai bine și pe curând!